anunța astăzi că deficitul ar putea chiar să se tripleze în cazul în care pensiile vor crește cu 40%. Care este poziția guvernului cu privire la acest punct de vedere? Răspunsul este proiectul de buget. Proiectul de buget conține la capitolul cheltuieli sumele suplimentare pentru asigurarea creșterii pensiilor conform legii pensiilor și deficitul proiectat este de 3,59. Ca atare, înțeleg îngrijorările Consiliului Fiscal, dar în ceea ce privește anul 2020 nu există niciun risc. De asemenea, și pe anul 2021 am făcut proiecția bugetară și nu există niciun pericol ca să crească deficitul bugetar. Sigur că trebuie să urmărim evoluția economică, sigur că trebuie să urmărim evoluția încasărilor la bugetul de stat. Aici chiar avem un plan de îmbunătățire a colectării și de luptă contra evaziunii fiscale pentru a asigura o colectare mai bună a taxelor și impozitelor. Sigur, nu am analizat încă raportul Consiliului Fiscal, îl vom analiza. Întâlnirea de astăzi cu magistrații are o concluzie? V-au convins magistrații? Nu există nicio concluzie. Sigur că am ascultat toate punctele de vedere exprimate de reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, perspectiva constituțională, argumentele pentru, să spun, stabilirea unei forme speciale de pensionare, sigur urmează să analizăm, să luăm o decizie. Dacă tot v-ați văzut astăzi cu cei de la CSM, profit de ocazie să vă întreb dacă ați avut o discuție cu Ministrul Justiției în condițiile în care mai multe asociații ale magistraților contestă nominalizarea făcută de Ministrul Justiției în ceea ce privește parchetul general, mă refer la doamna Gabriela Scutea, cea care ar fi autoarea celebrei ordonanțe 13 pe care și cei de la PNL au contestat-o chiar în stradă. Nu am informații despre așa ceva. În calitate de prim-ministru nu am fost implicat în procedura de selectare. Am încredere în echipa de la Ministerul Justiției care a făcut evaluarea candidaturilor. Orice punct de vedere, orice răspuns la diferite critici care sunt formulate, nu pot să-l dau eu pentru că nu cunosc exact care au fost argumentele. Puteți oricând cere un punct de vedere de la Ministerul Justiției. Autostrada Iași-Târgu Mureș poate fi construită din fonduri europene? Domnul Dulă spunea că nu s-ar afla pe lista proiectelor finanțate din următorul buget european. Domnul Dulă ar trebui să fie mai atent în exprimările opiniilor sale. Nimeni nu poate ști astăzi câți bani vom avea din fonduri europene pentru infrastructura de transport și care este lista proiectelor care vor fi finanțate din fondurile europene alocate de Uniunea Europeană în exercițiul financiar multianual 2021-2027. Pentru noi autostrada Unirea, ca și autostrada Sibiu-Pitești, ca și autostrada de centura Bucureștiului, ca și finalizarea tronsoanelor rămase pe Lugoșleva, pe Sebeș-Turda. Deci, repet, autostrada Unirii reprezintă o prioritate, ea este inclusă în master plan, avem o bază de negociere și noi vom susține finanțarea tronsoanelor de autostradă de pe autostrada Unirii din fonduri europene. Și dacă nu veți obține fonduri europene? Cred că avem argumente suficient de serioase pentru a putea obține finanțarea pentru această autostradă. Și de altfel, mai mult decât atât, suntem interesați de a obține finanțări și pentru legătura între Târgu Mureș și Borș, pentru ca să asigurăm legarea Moldovei de infrastructura de transport europeană, de infrastructura de autostrăzi, pentru că degeaba ducem autostrada până la Târgu Mureș dacă nu ducem autostrada până la granița de vest. Ministrul Finanțelor a fost chemat pentru marți de către președintele Comisiei de Finanțe de la Senat să dea explicații. Va merge acesta în Parlament? Să dea explicații despre împrumuturile pe care le-a făcut și le va face la Ministerul Finanțelor? Abia așteptăm această ocazie pentru ca Ministrul Finanțelor se poate să prezinte calitatea net superioară a, să spun, procedurilor și modului de prezentare, care de altfel a dus la contractarea unor
împrumuturi mult mai favorabile României decât împrumuturile contractate de fostele guverne. Deci ar trebui să meargă la marți în Parlament, la audier? Cu siguranță, sigur, nu știu dacă poate marți, nu cunosc programul domnului ministru, dar când este posibil, normal că va fi prezent, iar în ceea ce ne privește, normal, relația cu Parlamentul este o relație firească, Parlamentul are rol de control asupra guvernului și miniștrii guvernului pe care îl conduc vor răspunde la orice chemare, indiferent că e vorba de ora guvernului sau de audierea în comisie. Totodată, cu o creștere... Spunea că PNL ar trebui să le trimită la comisie legea pensiilor speciale ca să se asigure că e constituțională. Există câteva motive pentru care ar trebui dezbătută. În ceea ce ne privește, pe noi suntem categoric împotriva amendamentelor formulate de Adrian Solomon, de exemplu, în ceea ce privește tăierea pensiilor viagere pentru sportivii care obțin medalii la competiții, olimpiadă, campionate mondiale. Nu suntem de acord cu tăierea indemnizațiilor de merit pentru oamenii de cultură, pentru academicieni și mai sunt alte câteva categorii. Sigur, asta urmează să se discute în Parlament. Acest proiect de lege nu este inițiat de guvern și ca atare va depinde de poziționarea grupurilor parlamentare. Luați în calcul o asumare răspunderii dacă ea va fi adoptată în forma actuală? Este împuși într-o situație delicată pentru că noi am fost inițiatorii proiectului de lege care a fost modificat prin amendamentele susținute de PSD, care a introdus niște amendamente pe care noi nu le-am susținut într-un proiect de lege inițiat de noi. Cred că oricum se vor găsi destui care s-ar tace la Curtea Constituțională. În ceea ce ne privește pe noi, noi suntem consecvenți punctul de vedere pe care l-am exprimat. Legat de situația României pe plan extern, cei de la PSD susțin că săptămâna viitoare se va discuta la Strasburg despre schimbarea legislației electorale. Și mai spunea Titus Corlețeanu că va fi cerută și un punct de vedere de la Comisia de la Veneția. Titus Corlețeanu merge pe un drum care a fost construit de Partidul Național Liberal. Există posibilitatea sesizării Comisiei de la Veneția prin intermediul adunării parlamentare a Consiliului Europei, lucru pe care noi l-am obținut până acum de mai multe ori. Au dreptul să se ducă la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În ceea ce privește poziția noastră, noi am pregătit un punct de vedere pe care îl vom prezenta în Comisia de Monitorizare, astfel încât să argumentăm că angajarea răspunderii pentru legea privind alegerea primarilor în două tururi, nu numai că nu afectează democrația, ci dimpotrivă este benefică democrației și duce la îmbunătățirea administrației, a performanței administrației locale, dând posibilitatea cetățenilor, alegând cu 50% plus 1, să conferă o legitimitate sporită primarului prin alegerea primarului în două tururi. Ca atare, noi considerăm că se fac de râs cu această plângere, această jalbă depusă, în timp ce noi de fiecare dată când am formulat puncte de vedere, aduceți-vă aminte că noi am reușit sesizarea Comisiei de la Veneția pe mizerile pe care le-au introdus în legile justiției, pe mizerile pe care le-au introdus în modificarea codului penal și codului de procedură penală, care au fost declarate aproape în integralitate neconstituționale de Curtea Constituțională, iar Comisia de la Veneția, în urma sesizării noastre, a recomandat reluarea de la început a procedurii de modificare a codului penal și a codului de procedură penală cu o consultare publică și astfel încât modificările să beneficieze de un suport public masiv. Ca atare îți fac de râs. În ceea ce privește vizele de flotanță, declara chiar ieri la un interviu că în momentul de față toate companiile de stat care mai privesc subvenții și sunt pe pierdere ar trebui să fie desființate, fie privatizate și de exemplu CFR Călători. Ne regăsim într-o situație similară, aveți o asemenea gândire la nivelul guvernului, cum ar fi în alte companii? Astăzi Consiliul de Administrație a schimbat directorul care a produs pierderile de anul trecut. Din câte știu, fostul ministru al transporturilor, Dan Costescu, care este un om cu o vastă experiență în management în domeniul feroviar, a fost desemnat director general al CFR Călători și am convingerea că
va pune compania pe linia corectă, asigurând un management de performanță. În ceea ce privește vizele de flotant, vă răzgândiți în ceea ce privește termenul acela limită de 3 luni? Am avut o discuție și v-am dat răspuns la această întrebare. Am fost întrebat ieri la guvern, în care v-am prezentat o analiză pe care am făcut-o noi, nu pe toate localitățile, dar am făcut o analiză pe 200 de localități. În 2016, an electoral, în aceste localități s-au acordat 20.000 de vize de flotant. În anii următori, 2017-2018-2019, numărul de vize de flotant acordate anual a fost între 1.300 și maximum 2.000, adică de peste 10 ori mai puține vize de flotant. Este clar că sistemul actual este un sistem care favorizează o formă mascată de turism electoral, în care sunt aduși oameni care n-au nicio legătură cu localitatea respectivă să voteze, numai ca să voteze cu primarul în funcție de cele mai multe ori. Ca atare, noi ne menținem punctul de vedere. Sigur că putem discuta asupra perioadei, adică să nu fie 90 de zile, să fie 60 de zile, dar nu putem accepta să se facă pe bandă rulantă în ziua votului mii și zeci de mii de vize de flotant numai ca să afecteze acuratețea procesului electoral și să permită unor cetățeni să voteze cu primar fără ca cetățenii respectivi să aibă un interes legitim în localitatea respectivă. Domnule, o creștere etapizată a pensiilor ar putea să aibă loc în acest an? V-am dat răspuns și de 100 de ori pe această temă. Noi am prevăzut banii în legea bugetului de stat, urmărind cu extrem de mare atenție evoluția economică. Deocamdată avem semne bune. De asemenea, avem un plan de luptă împotriva evaziunii fiscale și de îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor și vom vedea foarte clar situația la momentul rectificării bugetare. Doamne, răspuns la întrebare. Restul companiilor de stat, cum aveți în momentul de față viziunea? Cine a guvernului pentru ele? Deci, viziunea noastră este să asigurăm un management performant pentru toate companiile statului. Vom aplica legea 111. Deocamdată, sigur că suntem într-o situație în care trebuie să numim niște manageri, pentru că locuim niște manageri care au făcut contraperformanță. Acolo unde companiile merg bine, managementul este păstrat, vezi hidroelectrica, nuclear electrica, Romgaz, sunt companii care au profit, care sunt bine conduse, nu ne legăm. Acolo unde a existat contraperformanță, evident că am demis managerii și am pus manageri care să îmbunătățească substanțial activitatea companiilor. Vom face procedura de selecție conform legii 111, astfel încât să asigurăm un management de calitate. Pentru că un management de calitate poate să asigure performanța foarte multor companii de stat, care astăzi au pierdut din cauza faptului că au fost conduse de politici care habar n-au de economie și care au generat costuri, pierderi pe piață sau au avut un management defectuos. Domnule premier, ați acordat un ajutor de stat recent? N-am acordat. Suntem în procedură de notificare și de obținerea acordului din partea Comisiei Europene pentru acordarea unui ajutor de salvare, care să fie însoțit de un ajutor de restructurare, care să oblige la punerea în practică a unui plan de restructurare care să elimine pierderile, să reducă costurile, să permită companiei să-și valorifice la maximum toate oportunitățile de business pe care le are, astfel încât să aducem compania Tarom pe profit. Aveți angajat răspunderea pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari? Era un anunț făcut de Raluca Turcan în urmă cu o seară. Când veți face acest lucru? Când vom lua decizia, o vom anunța. Înainte sau după? Dar este într-adevăr este un act de curaj pe care îl privesc cu foarte mult interes ca guvernul să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului pentru modificarea legii privind statutul deputaților și senatorilor în sensul tăierii pensiilor parlamentarilor. De altfel, Partidul Național Liberal e singurul partid care a votat împotriva acestei modificări la legea privind statutul deputaților și senatorilor. Îmi cer scuze, mă așteaptă